Primarul Constantin Toma a convocat ședința ordinară a Consiliului Local Municipal pentru luna mai, mâine, la ora 10. Pe ordinea de zi a ședinței figurează 25 de proiecte de hotărâre și capitolul diverse. Printre proiectele care vor fi supuse aprobării aleșilor municipale se numără cele referitoare la aprobarea noilor tarife care vor fi practicate de RAM Termoverde sau pentru aprobarea numărului maxim de personal la unitatea administrativ-teritorială municipiul Buzău. De asemenea, se va solicita aprobarea celei de-a cincea modificare a bugetului local. Tot miercuri, cel mai probabil, consilierii vor aproba darea în administrarea grădiniței cu program prelungit numărul 6, a noii clădiri și a terenului aferent din strada Ion Caraion numărul 3. Ședința va fi transmisă live pe site-ul primăriei.